Pelerinii au participat astăzi, 26 decembrie 2021, la Sfânta Liturghie prilejuită de Hramul Paraclisului Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana al Mănăstirii Hadâmbu. Sfântul Cuvios Nicodim este al doilea ocrotitor al Sfântului Altar de la demisurul Catedralei Acoperământul Maicii Domnului, alături de Sfântul Ierarh Nicolae. Din soborul slujitorilor au mai făcut parte arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu și arhimandritul Nectarie Herman, starețul Mănăstirii Hărăjne, Republica Moldova. Răspunsurile la strană au fost oferite de un grup de tineri absolvenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași. Rugăciunile născătoare de Dumnezeu Mântuitorule, mântuiește-ne! Din Egipt am chemat pe fiul meu, iar când Irod a văzut că a fost înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și trimițind a omorât pe toți copiii. La momentul chinonicului au fost interpretate câteva colinde tradiționale românești. Așa să-ți ajute Domnul, flor de mărumelișorul, să ai vite în o gradă, florile tale. A sărbătorii a fost ținută de către părintele Andrei Mocanu de la parohia Cocuteni, Lețcani, județul Iași, care a făcut referire la viața Sfântului Nicodim de la Tismana, dar și la jertfa depusă în ultimele trei decenii de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță la Mănăstirea Hadâmbu. Viața Sfântului cinstit astăzi este cea care se oglindește și în viața părintelui stareț al Sfintei Mănăstiri Hadâmbu. Este cel care a reorganizat viața mănăstirească de aici, tot după modelul călugărilor greci, care țineau aceeași îndrială a Sfântului Munte Atos. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să dăruiască preacuviosului Părinte Stareț Arhimandritul ani mulți, cu ascultare și împlinire în această lavră din dealul mare, iar nouă tuturor celor care astăzi suntem prezenți să ne dea Maica Domnului puterea de a cădea în genunchi cu smerenie, mai ales în fața icoanei făcătoare de minuni și de a-i mulțumi, de a-o lăuda și de a-i cere doar atunci când nu mai putem realiza nimic cu forțele noastre, să ne încredințăm viața noastră, pe noi înșine și unii pe alții, în mâinile Maicii Domnului, în veci de veci. Amin. Un cuvânt emoționant a ținut la final arhimandritul Nectarie Herman, care a apreciat lucrarea și osteneala părintelui stareț Nicodim Gheorghiță depusă în așezarea monahală din dealul mare. Felicitări la toți!
Preacuvioase Părinte Stareț, sunt nespus de bucuros că astăzi Maica Domnului a rânduit să slujim împreună în acest sobor, să-i aducem slavă Maicii Domnului și Sfântului Nicodim de la Tismana, care astăzi biserica îl prăznuiește și a cărui nume îl purtați cu vioșia voastră de la călugărie. Aduc cele mai frumoase gânduri, Preacuvioase Părinte Stareț, rugându-l în primul rând pe Bunul Dumnezeu și pe cuviosul Nicodim să vă țină acest stâlp al bisericii care sunteți și acel om de bună credință și blând, părinte și milostiv, rog pe Bunul Dumnezeu să vă țină cu sănătate și cu ani buni mai departe aici, în sfânta și frumoasa mănăstire pe care tot cu strădania cuvioșii voastre ați ridicat aceste frumoase podoabe și aceste frumoase lucrări. Faptele vorbesc. Părintele Stareț Nicodim Gheorghiț a mulțumit tuturor pentru că s-au rugat împreună la acest ceas de sărbătoare, în cea de-a doua zi de Crăciun, când Dumnezeu a rânduit ca toată Moldova să fie acoperită de un veșment de nea. Se vede lucru că în sobor au fost doar cei apropiați sufletul meu. Mulțumesc lui Dumnezeu încă o dată, Sfântului Preacuvios Părinte Nicodim. V-am explicat cum am primit eu numele de Nicodim, este prea scurt timpul să vă explic cum mi s-a redat o icoană în viața monahală, un dar Sfântul Nicodim și apoi Preasfințitul Gerasim, Dumnezeu vede, ce numele frăției tale va fi Nicodim. Vă încăpiți lucrarea lui Dumnezeu și a Sfântului Preacuvios Nicodim. La sfințirea acestui paraclis, care are sfințirea, s-a făcut acum 16 ani, care a fost sfințit de către Preasfințitul Varlam, pe atunci, pe vremea aia, fiind arhimandrit și vicar, și a fost blagosit din alt Preasfințit, actualul Patriarh Daniel. Și a pus două hramuri, nu întâmplător, numele de botez Nicolae, Sfântul Nicodim cea sfințit de la Tismana. Țin să vă mulțumesc și frăților voastre, care vremea este cum este, frumoasă de altfel, într-adevăr se cunosc sărbătorile, am mins așa de frumos astăzi noapte când am ieșit la Utrene, prima zăpadă, așa cum se cuvine. Suntem în sărbători în care avem slavă lui Dumnezeu să ne cătăm și pentru suflet și pentru cei de acasă care ne cercetează în aceste sărbători, dar bucuria mea duhovnicească este că vă văd, că vă căutați atât de frumos de suflet, atât în sărbători cât și în afară. Vă mulțumesc tuturor celor prezenți, tuturor. Și mă plec în fața frățioasă mulțumindu-vă încă o dată pentru tot ceea ce ați făcut în acești ani, pentru această frumoasă mănăstire, această frumoasă sihăstrie. Starețul mănăstirii Hadâmbu, împreună cu fiii duhovnicești și cu toți credincioșii, au cântat câteva colinde. La ieșirea din Sfântul Locaș, oamenii au primit un pahar cu vin, o ciocolată și o felie de cozonac.